Într-o zi de toamnă, grădinița Crește numărul 2 Andrieș din orașul Rezina a fost gazda unui eveniment plin de culoare, arome și zâmbete. Copiii au avut ocazia să descopere lumea gusturilor la iarmarocul organizat de instituție. Micii exploratori culinari ne-au împărtășit experiențele lor de gust și despre felurile de mâncare pe care le-au descoperit. Amelia, ce îți place cel mai mult astăzi la acest iarmaroc? Cunulețe. Foarte bine. Și au fost bune? Ai mâncat și au fost bune. Și mama ce ți-a cumpărat? Poamă. Și e dulce poamă? Cine ești tu, fatră drag? Tu, fatră drag. Eu sunt doamna cea bogată. Spune și ne aduci. Duvlece să zbrutuci dulci. Gata! În cadrul sărbătorii, educatoarele au adus un plus de eleganță, participând la o originală demonstrație de modă, Parada Pălăriilor de Toamnă. Pe de altă parte, copiii au prezentat Parada Costumelor de Toamnă, bucurându-se de toată atenția și admirația spectatorilor. Părinții și-au adus aportul cum au putut mai bine, pregătind alături de copiii lor un meniu destul de variat. Fiecare masă a avut o tematică specifică anotimpului. La noi masa inițială a fost mai frumoasă. Deci, acum asta că am vândut, chiar bine că am vândut binișor, să zic așa. Da, tematica noastră din acest an este legumele și părinții au pregătit doar din legume. Și care credeți că este importanța acestui eveniment pentru copii, pentru dezvoltarea lor? Importanța, să zic că cumva ne face mai uniți, atât noi între părinți, cât și chiar această intercomunicare și între copii. Părinți, copii, educatori. Para e făcută din mini-gilie. Am făcut ruladă cu nucă, cacao și cu zahăr. Am avut pieri deja și compotul din pieri este făcut de mine. Care credeți că este importanța acestui iarmaroc? O distracție pentru copii, poate și un venit suplimentar pentru ca să procure unele cărți sau necesități de care are nevoie grădinița și ceva frumos. Efortul copiilor și al părinților deopotrivă a fost apreciat de către membrii juriului. Aceștia luând decizia de a declara învingătoare toate cele 6 grupe care au participat la iarmarocul lui Andrieș, apreciind la justă valoare creativitatea și originalitatea tuturor. Nu au fost dezbateri lungi, pentru că, într-adevăr, părinții, educatorii, copiii s-au pregătit începând de la costumele copiilor și terminând cu bucatele și tradiționale și netradiționale și chiar echibanele și grădinuța asta au formată foarte, foarte frumos. Nu este pentru prima dată când administrația grădiniței organizează un asemenea târg. Ideea de a organiza acest eveniment a venit de comun cu colegele, pentru că asta ne reprezintă activitățile creative extracurriculare și suntem la a treia ediție deja anul acesta. Părinții de fiecare dată au dat curs invitației noastre, au fost mereu implicați și la fel și copilașii acasă cu ei pregătesc bucatele care astăzi sunt prezente pe masa de vânzare și astfel, tradiția ne place și continuăm să o desfășurăm an de an. Banii colectați în cadrul evenimentului vor fi cheltuiți de către educatorii fiecărei grupe în funcție de necesități.